Liceul teoretic Emil Racoviță s-a înființat în anul 1977 sub denumirea de Liceul de Științele Naturii. Liceul teoretic Emil Racoviță ia ființă în anul 1977-78 ca an școlar. Anul trecut am sărbătorit 35 de ani de la înființarea liceului, iar profilul pe care îl are până în actual este profilul de Științele Naturii. Acesta este un etalon de respect și educație pentru tânăra generație ce își propune să reușească în viață. Deci am fost renumiți și suntem încă, spunem noi, pe aceste discipline științifice. Reușim până în momentul de față ca cu doar două profile să rămânem undeva în topul liceilor gălățene. Datorită proiectelor îndrăznețe, Liceul Teoretic Emil Racoviță dă dovadă de principii solide în jelefuirea viitoarelor speranțe ale societății române.